Stimați reprezentanți mass-media, domnule președinte a Republicii Moldova, domnul Igor Dodon, domnul prim-ministru, domnul Ion Chicu, în aceste circumstanțe, cu o decizie asumată de către Guvernul Republicii Moldova, de către domnul prim-ministru, vreau să constat următoarele. Pentru astăzi a fost convocată o ședință extraordinară a Parlamentului pentru examinarea moțiunii de cenzură care a fost depusă de către unii deputați în Parlamentul Republicii Moldova împotriva Guvernului. Dat fiind această decizie asumată a domnului prim-ministru, care noi o considerăm că este una foarte corectă, pentru a declanșa alegerile parlamentare anticipate, vreau să anunț toată lumea și deputații de asemenea din Parlamentul Republicii Moldova că ședința preconizată pentru astăzi la ora 15 nu va avea loc, dat fiindcă subiectul este epuizat. În acest context, mâine va avea loc ședința de inaugurare a noului președinte ales a Republicii Moldova, a doamnei Maia Sandu, precum a fost preconizat la ora 11 ședința comună a Parlamentului și a Curții Constituționale a Republicii Moldova. Totodată vreau să aduc sincere mulțumiri din partea Parlamentului, în calitatea mea de președinte a Parlamentului, pentru buna conlucrare pe care am avut-o în această perioadă cu domnul președinte a Republicii Moldova și domnul prim-ministru, fiindcă probabil că după o perioadă foarte îndelungată de timp, în sfârșit, pe parcursul acestui an, noi am avut o conlucrare atât pe verticală cât și pe orizontală, guvernul, președinția și Parlamentul Republicii Moldova. E foarte important ca aceste trei ramuri ale puterii de stat să tragă în același car și atunci lucrurile în țară se mișcă în direcție corectă. Așa s-a întâmplat și în acest an, 2020, care a fost un an foarte dificil și guvernul, având tot suportul și din partea deputaților în Parlamentul Republicii Moldova, sigur că nu a tuturor, tot timpul așa este în Parlament, dar în acest an dificil, guvernul a reușit să facă față lucrurilor, să asigure plățile salariale, plățile sociale, să asigure toate proiectele investiționale și multe, multe alte lucruri, să-i ajute și pe agricultori. Deci eu vreau să vă aduc, stimate domnule prim-ministru, sincere mulțumiri pentru activitatea care a avut-o echipa guvernamentală. Vreau să transmiteți aceste mulțumiri întregii echipe guvernamentale pentru activitatea dumneavoastră. Nu deloc simplu, într-un an foarte complicat, nu doar pentru Republica Moldova, dar și pentru toată omenirea. Domnule președinte, dumneavoastră a fost cel care a asigurat această conlucrare între ramurile puterii în stat și cred că lucrul acesta trebuie să fie un bun exemplu pentru toate următoarele guvernări. Dar acest Parlament, care nu reprezintă alegătorii cum au votat în 2019 în luna februarie, trebuie să plece și să declanșăm cât mai curând posibil alegerile parlamentare anticipate. Noi suntem gata pentru aceasta, toate fracțiunile practic în Parlament au declarat lucrul acesta. De fapt, foarte puțini știu cum trebuie să se miște, dar sper că noul președinte ales va avea consultări cu toate fracțiunile parlamentare și vom face o cale de parcurs cum să ajungem la aceste alegeri parlamentare anticipate pe cale legală. Vă mulțumesc tuturor pentru conlucrare. Parlamentul se va întruni în luna februarie, când începe sesiunea de primăvară. Succes tuturor și un an nou mai bun decât acesta care a fost, chiar dacă să fie mai complicat, poate, pe alocuri, dar trebuie să fim cu toții rezistenți și să înțelegem un lucru. Deputații în Parlament sunt aleși de către cetățeni și ei trebuie să slujească cetățenilor Republicii Moldova.